Ես միրե փրալ միրե փենե ամ իշտարա կլամ տու մենս արեն լա չոտոգ ես զիտա Պետրա ես ավես բախտալով բունե զյուաշ բեմ անգսի դրաշ պիետեն լա ոնո էդիցիա իմիսյունի շի եմ ամնսկուտ է Հոմնիա Ոնո էդիցի ինչ են դիարը մարկա շի եմ ամնսկուտ է Հոմնիա Աշար տրբի սսունե ուն ինտրո չէ զիչ Կտա վեր վոլա կոլեգուլ մեու Սորին Սանդու դրաշ պիետեն ինտրաց պե պաջինա դե Facebook ա իմիսյունի Նե ապարատ շի եմ ամնսկուտ է Հոմնիա Acolo trimiteți mesaje, opinii și multe, multe, zi tu! Multe, multe like-uri! Dar până să faceți treaba asta, trebuie să stați atenți, să vă uitați la emisiunea noastră. Și de data asta avem multe, multe, zi tu! Rubrici frumoase, nu? Asta e cum să zici? Bineînțeles! Dar până una alta... Să începem cu titlurile ediției. Astăzi la Inforom o cunoaștem pe cea mai mică medaliată de la a 8-a ediție a Cupei Scorpion. Aceasta și alte informații în rubrica Inforom doar la Și eu m-am născut în România. La un ceai cu rom îi revedem pe colegii noștri Zita și Sorin în ipostaza de invitați de această dată alături de alți doi tineri actori, Mădălin Mandin și Mihaela Drăgan. La rubrica Romul de 10 veți afla povestea fetiței de 12 ani din județul Botoșani care are o voce cu totul specială și care cântă și la pian, Teo Elena Ispir. La chestiuni rome aflăm ce legătură se creează între lemnul din care e construită vioara, lutierul care o realizează și muzicianul care cântă mai apoi la acest instrument. Toate acestea și evident multă muzică de calitate astăzi până aproape de ora prânzului la Național TV. Thank you.
speriat? Vai de mine, ce m-am speriat! Deci ce vrei? Ce urmează? Hai mai repede că nu am timp! Urmează o rubrică pentru care nu avem nicio prezentare specială! Eu de data asta am o prezentare specială și voi spune așa. Urmează rubrica prezentată de colegul meu Sorin Sandu și de colega mea Zita Moldovan. Rubrica Info Rom. Rom. 41 de elevi din sectorul 5 al capitalei au fost invitați la guvern la începutul acestei săptămâni. Pentru că rezultatele lor la școală și mai ales în cadrul programelor extrașcolare sunt foarte bune, ei au avut bucuria să se întâlnească pentru a doua oară cu Moș Nicolae. Cred că sunt momente memorabile pentru acești copii. Nu cred că vor uita niciodată în viața lor faptul că sunt prezent astăzi aici. Sper că viața lor, începând de astăzi, se va schimba. Încercăm sisteme alternative, alternăm educația cu sportul, considerând că este un lucru foarte important pentru acești copii să le întărim în primul rând stima de sine. Întâlnirea a început cu o surpriză din partea grupului de copii de etnie romă și anume interpretarea unui fragment din Ghelem Ghelem, imnul romilor. Am fost foarte încântată să le ascult cântecele și să le văd voința de schimbare. Am simțit o emoție de mamă, am simțit o emoție de femeie romă. Da, suntem romi, suntem mândri că suntem romi. Eu cred într-o schimbare în bine, în ceea ce privește minoritatea romă. Prin glasul copiilor, mentalitatea și prejudecățile care au adus de multe ori la discriminare, o să se schimbe. Pentru că prin educație ne schimbăm și noi. Sâna iarna dă semnalul, ce l-am așteptat tot anul. Și atunci încetișor, cernem din tânor, pe pământ de așezăm, o să doar 3 luni mai stau. Copiii au primit cadouri, au fost felicitați și încurajați să continue lupta pentru ceea ce își doresc, pentru că sunt deja un model pentru prietenii și colegii lor. Prin glasul celor mici, schimbarea de mentalitate se poate face și mai ușor și este posibil ca discriminările și prejudecățile să dispară. Și suntem o minoritate care știm să ne respectăm și tradiția și să ne respectăm și drepturile și obligațiile. O națiune care nu este sănătoasă, care nu este educată, care nu își păstrează tradițiile, nu poate să aibă nici trecut, și nu are trecutul și nu și-l respectă, nici prezent, nici viitor. Deci pentru care vă rog să fiți cu capul sus, indiferent de cum o să mergeți în viață. Stați cu capul sus, privirea înainte, în lume și în țară suntem cu toții egali, avem aceleași drepturi și aceleași obligații. Noi, Partidul Romilor Sector 5, vrem să promovăm acești copii. Vrem să ieșim în față cu ei. Ei sunt viitorul nostru. La numai 4 ani a concurat pentru prima dată la o competiție de karate și a obținut un loc pe podium. Sofia a fost cea mai mică participantă la Cupa Scorpion. Cum de ai obținut premiul acesta? Pentru că a fost rapidă și are la cursa cu obstacole. Super! Și ce ai primit? O medalie și o diplomă. Competiția a avut loc sâmbăta trecută la București. Poncea Mara, octaua și locul întâi, Dumitru. Clubul Sportiv Scorpion București organizează această competiție în parteneriat cu Partida Romilor Pro Europa și pe această cale mulțumim pentru suport. Sunt 360 de sportivi din 22 de cluburi. În primul rând, Cupa Scorpion este un eveniment pentru Federația Română de Karate și în al doilea rând, aceasta are ca scop pregătirea sportivilor mini-cadeți, cadeți, juniori pentru viitoarele campionate internaționale. Artele marțiale înseamnă răbdare și înțelepciune, spun antrenorii.
iar micii sportivi învață repede care sunt regulile și de ce este bine să faci karate. Cum ai hotărât tu că vrei să faci karate? Păi, cunoșteam un băiat care făcea karate și m-am dus și eu să văd un antrenament. Și ce-ți place ție la karate? Totul. Și cum convingeți voi alte fete să vină la karate? Nu știu, le zicem că există foarte multe riscuri în viața asta și să ne apărăm. Așa v-au spus cine? Părinții noștri, de fapt. Ia spune-și tu, Claudia. Păi și pentru apărare, și pentru psihic, și pentru fizic. E mai bun sportul ca să fii mai rapid la minte, la școală, la niște teze. Veniți și voi la karate, copii! Nicole Barr este o britanică în vârstă de 12 ani din Essex, estul Angliei, care, potrivit testului IQ Mensa, are un coeficient de inteligență de 162. Fetița provine dintr-o comunitate de romi și trăiește într-o caravană alături de membrii familiei sale. Îi place mult să citească, să cânte și să joace teatru. Punctajul de 162 obținut de Nicole la testul IQ o plasează în topul celor mai inteligenți oameni din lume. Acesta arată că e mai inteligentă chiar și decât celebrii oameni de știință Stephen Hawking sau Einstein, al căror coeficient de inteligență a fost calculat la 160, potrivit presei străine. Când am aflat că am un asemenea punctaj, am fost foarte uimită. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva, am fost pur și simplu șocată, a povestit fetița despre rezultatul testului. În prezent, Nicole își dorește să devină medic. Pe ordinea de zi a ședinței Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale din data de 8 decembrie 2015 au fost înscrise următoarele puncte. Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar. Propunerea legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Propunere legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român. Propunerea a primit aviz negativ cu unanimitate de voturi. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator. Propunerea a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Proiect de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 273 pe 2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative. Proiectul a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Propunere legislativă pentru modificarea legii numărul 263 pe 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Propunerea a fost respinsă cu unanimitate de voturi. Proiect de lege pentru completarea articolului 97 din legea 263 pe 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Și acest proiect a fost respins în unanimitate. Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer. Proiectul de lege a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Știați că multe dintre personalitățile artistice, culturale sau politice ale lumii au origini rome, chiar dacă acest aspect fie nu a fost făcut public, fie a fost trecut cu vederea? Printre acestea se pare că se numără actorii Yul Brynner, Sir Michael Caine și Bob Hoskins, dirijorul Sergiu Celibidache, regretatul jazzist Johnny Răducanu și surorile din trupa Azúcar Moreno. Chiar și Elvis Presley se pare că avea sânge gypsy. La fel de celebrul Charlie Chaplin a avut și el origini rome și chiar o legătură directă cu România. Bunica lui Charlie Chaplin, din partea mamei, a fost de etnie romă. Cu toate că marele actor susținea că s-ar fi născut în Londra, există voci tot mai hotărâte care susțin că, de fapt, Charlie Chaplin ar fi venit pe lume în căruța Reginei Romilor, undeva în vecinătatea orașului Birmingham, în Marea Britanie. Foarte mândră de originile sale, actrița Geraldine Chaplin, fiica mare lui Charlie Chaplin, a mărturisit cu ocazia unei vizite de lucru făcute în România că se simte foarte legată de țara noastră, tocmai datorită faptului că străbunica sa a fost țigancă de origine română. Charlie Chaplin s-a născut în Marea Britanie în aprilie 1889 și a cochetat cu actoria încă de la 12 ani. Celebru a devenit după mai bine de un deceniu, când a început să dezvolte personajul Vagabondul. De aici până la celebritatea care i-a asigurat nemurirea, nu a mai lipsit decât puțin.
La Un Cei cu Rom aflăm cum speră actorii să trăiască într-o lume mai sigură. Invitații rubricii, Mădălin Mandin, Mihaela Drăgan, dar și Zita și Sorin, vor dezvălui ce planuri au în perioada imediat următoare. Stați cu noi!
dragostea. Așa-ncepe dragostea. Sorin Sandu urmează la un ceai cu rom, unde corect, invitată sunt eu. Stai puțin, e o mică eroare strecurată aici. La un ceai cu rom, eu sunt invitată. Nu, asta e tupeu. Eu sunt invitată, eu am fost invitată la rubrica asta, da? Stai puțin, am fost sunat, mi s-a spus, Sorin, te invităm și la o dezbatere. Și eu la fel, am fost sunată și mi s-a spus, Zita, vino te rog la un ceai cu rom, pentru că avem lucruri importante de discutat. Și la rândul meu am chemat-o și pe Mihaela Drăgan, ce nu înțeleg? Păi stai puțin, și eu am fost chemată aici și l-am chemat pe prietenul nostru, actorul Mădălin Mandin, să fie prezent împreună cu noi în studio. Măi, tu chiar nu vrei să pricepi? Ce să pricep? Atunci pe mine cine m-a invitat? Păi aici? Nu știu, frate! Cine te-a invitat? Cum cine m-a invitat? Producătorul emisiunii, Monica Cornea! Ai dreptate! Păi vezi, la un ceai cu rom. Bine v-am regăsit! Mii de oameni încearcă zilnic să ajungă în Europa într-o perioadă în care criza refugiaților stârnește reacții diametral opuse. În tot acest timp, Europa este marcată de tragedia de la Paris, iar România și Franța au fost împreună martorele a ceva ce a șocat nu numai populația per ansamblul ei, dar poate în special lumea artistică, deoarece două tragedii au avut loc, repet, printr-o coincidență nefastă, în spații de spectacole, în timpul unor concerte. Și vorbim despre acest subiect și cum este afectată lumea artistică astăzi cu invitații la un ceai cu rom, Mădălin Mandin, Mihaela Drăgan și Sorin Sandu, Zita Moldovan, alături de noi la această rubrică. Bine ați venit! Bine, bine te-am găsit, Irina! Cum se resimt toate lucrurile acestea pe scenă, în culise? În primul rând le resimți ca om, că ești afectat vrând nevrând de ce se întâmplă în jurul tău. Te uiți la televizor, te uiți pe stradă, vezi ce se întâmplă și nu poți să rămâi, nu știu dacă pasiv, nu poți să rămâi pasiv, dar nu poți să rămâi rece la ce se întâmplă. Te atinge undeva. Când mai e vorba și de victime, când mai sunt și copii, când mai, atunci parcă te atinge cu atât mai tare toată problema asta. Eu cred că trăim într-o lume... Nebună era să zic, dar lumea a fost întotdeauna așa, lumea a fost întotdeauna plină de războaie, doar că acum le vedem toate aceste lucruri mult mai repede, aflăm mult mai repede grație mass media. Vă întreb și dacă ați fost cumva impresionați, să zic, mai mult sau cumva speriați, pentru că iată, lumea vine la un spectacol, nu, să inclusiv să se bucure, să aibă parte de o serie întreagă de trăiri, să simtă ceva acolo. Și atunci, cu ce gând te duci la un spectacol când tu trebuie să fii pe scenă în fața acelor spectatori? Mihaela, voiai să spun. Da, asta vreau să spun în completare a ceea ce spunea Sorin. Cumva, tragedia asta, mai ales cea din România, de la colectiv, vorbește și de condiția asta precară a noastră, a artiștilor, care de multe ori, din lipsă de spații, ne ducem și lucrăm în astfel de spații puțin asigurate. Și de câte ori mă întreb, n-am fost și noi în locuri ca cele de la colectiv. Pentru că acestea ar fi cumva locurile unde cultura alternativă se desfășoară. Exact. Pentru că nu există spații pentru noi. Suntem cu atât mai mult, nu știu dacă vorbim despre marginalitatea artei rome și a artiștilor romi care... N-au avut niciodată un loc al lor, adică noi în România n-am avut niciodată un loc. Aici cu atât mai mult nu sunt spații. Da, dacă... Exact. Și atunci am căutat tot felul de alte spații alternative care să ne primească să facem artă. Și de multe ori am făcut un compromis, am mers în locuri în care nu ne-am mai păsat. Am spus mergem, bine că ne dă cineva un spațiu și jucăm. Mădălin Mandin, de pe scena Teatrului Național, dar cel mai instituționalizat loc de
teatru din România, să zicem. Cum se văd lucrurile acestea? Și te întreb pentru că pregătești un spectacol. Da, întâi vreau să-ți mulțumesc pentru invitație și în al doilea rând, da, e o invitație la, la o discuție pe tema unui subiect care s-a tot discutat și au existat foarte multe puncte de vedere pro și contra ceea ce s-a întâmplat și cred că noi, eu de curând, eu și trupa mea, am început o campanie în care am spus, spune nu improvizațiilor. Adică, nu mai... Voi care faceți improvizații. Noi care facem, da, noi care facem teatru de improvizații. Și am zis, am făcut un video și am spus, nu vreau să mai fiu spectator la ceea ce se întâmplă. La normele care, în mod normal, ar trebui să existe într-un spațiu. Și aici mă refer la normele de PSI și tot ceea ce... pentru care noi, cumva, nu știm, nu le știm. Sau nu am fost instruiți, nu știu, știi, să... Acum mi-am pus în problema dacă, într-adevăr, știu să... Cum se cheamă? Trebuie să mă duc la un curs de resuscitare, dacă știu să fac asta. Eu unul nu știu. Asta ar trebui să schimb ceva la mine în sensul ăsta. Și din păcate, cu acest eveniment, ne punem semne de întrebare. Aoleu, până acum nu ne-am gândit în ce spațiu jucăm. Noi artiștii, în ce spațiu jucăm. Și în tabloul mai larg al Europei, care, iată cum zicea Sorin, este o lume nebună sau poate mai nebună, din perspectiva aceasta a Europei, care, iată, este marcată de tragedie, cum se resimte în lumea artistică totul? Continuă-ți ideea, că nu vreau să te întâlnesc, dar vreau să spun după aceea, după tine, te rog. Și eu aș vrea să spun. Vă rog. Madalin, termină tu, te rog, să o răspund. Da, uite, avem o piesă de teatru care se cheamă Hotel Europa. La Teatrul Național, una dintre cele mai sigure instituții și din punct de vedere al cutremurului, dar și tot ceea ce înseamnă siguranța unui om pe scena unui teatru, unei instituții așa de mari ca TNB-ul. Această piesă tratează subiectul acesta al imigrației, al extremismului și al nesiguranței. Goran Stefanovski, acest autor, când a scris această piesă undeva prin 2005, cumva parcă a prevăzut că or să se întâmple lucrurile astea. În ce sens? Cu 10 ani în urmă, da, era o problemă în care și atunci preocupa cumva imigrația, da, ce se întâmplă în Europa, avem minorități, avem mișcări de populație, dar nu ca acum. Exact. Ce a prevăzut? El a zis despre Europa des că este un butoi cu pulbere, exact, un butoi cu pulbere și așteaptă să se întâmple ceva. Și apar acolo tot felul de elemente extremiste, toată simbolistica asta actuală este pusă în această piesă, în montarea lui Andrei Raicu prin proiectul 9G la TNB, a tinerilor creatorii la TNB. Se aduce altă energie în piesă acum, pe fondul la tot ceea ce se întâmplă? Este altfel pusă piesa? Nu s-a schimbat cu nimic contextul piesei, dar mi-e teamă să spun acest lucru. Eu cred că nu ar trebui să tragem un semnal de alarmă prin această piesă, la modul că, Doamne, uite, până acum n-ați văzut acest lucru. Da, piesa vorbește de la sine, are identitate, are conceptul ei. Mihaela Sorin. Da, o să spun eu ceva scurt apropo de ceea ce ai amintit și de atacul terorist de la Paris. Pentru că eu cumva sunt furioasă pentru că același lucru se întâmplă în Siria, în Liban, în Irak și nu e atât de vizibil. Oamenii mor în războaiele astea și atacurile ISIS, atunci când nu se întâmplă în Europa sau în Occident sau în Vest, sunt mai puțin vizibile și sunt puțin furioasă pentru că lucrurile astea se întâmplă și ne îngrijorăm numai când se întâmplă aici, în curtea noastră, cumva. Sorin, voi ai tu să cumva dacă vrei să facem o paralelă cu ce s-a întâmplat în urmă cu mai multe sute de ani când a venit așa un val masiv sau vor fi venit mai multe valuri de romi din India. Europa tot așa i-a privit cu teamă, cu frică, cine sunt acești oameni mai bruneți, mai păroși, mai care umblă așa în grămadă cu atât de mulți copii, cu mai săraci, mai bogați. Ușor, ușor însă lucrurile s-au aranjat. Așa, între ghilimele fie spus, pentru că nici acum nu sunt în totalitate aranjate. Vreau să zic însă, când ziceai mai devreme, întrebai cum la nivel de Europa, cum îi afectează pe artiști. Am primit de ceva vreme o invitație să merg la Köln,
un actor Nege Osman, un actor rom de origine sârbă, care trăiește actualmente în Germania, e căsătorit acolo și joacă, face multe spectacole, organiza un simpozion pe arta romanii. Arta romanii în Europa, discriminare, nediscriminare și așa mai departe, la care m-a invitat și mi-a dat, în urmă cu două săptămâni, mi-a dat un mesaj, ceva mai puțin de două săptămâni. Încă nu erau evenimentele astea care s-au petrecut la Paris, dar probabil că ceva se simțea în aer că nu mai organizează simpozionul respectiv. Se întâmplă, probabil că nu numai aici sunt oamenii afectați, în toată Europa sunt oamenii afectați. Și am mai pus o întrebare dacă acest spectacol de care vorbea Mădălin aduce o energie nouă. Eu am observat un lucru, după evenimentul de la Colectiv, jucând la Teatrul Masca, am avut la un moment dat o comedie, Viclenile lui Scapino, Molière. Cred că oamenii, spectatorii, au venit cu, cum să spun eu, cu o sete încrâncenată, aș putea spune, de a se bucura. Ca reacție, probabil, ca și contrareacție la tot ce se întâmplă și la bombardamentul ăsta de evenimente negative. Au venit să se dezlănțuie în toată, cu tot sufletul acolo. A fost foarte interesant, sigur, și spre bucuria noastră a actorilor, care astfel am înțeles, pentru că actorul și astfel, aducând bucurie oamenilor sau provocându-i la idei, cum zicea Mădălin sau cum zicea Mihaela mai devreme, înțelege să acționeze. Zita! Bună dimineața! Sunt și eu pe aici! Am lăsat că te-am lăsat. Acum am văzut cât de nasol e să fim postura de invitat, că până acum am fost mai moderator. Și să fii și cu minte. Și să fii și cu minte și să nu vorbești și să... Așa, mulțumesc, Irina. Trebuia să întreb în germană pe Zita. Exact, trebuia să te întreb în germană, dar nu știu dacă am exersat eu destul cât să fac asta. Tu vii din Berlin cu spectacolul Homo Sapiens. Hai, cum s-au văzut lucrurile? Am avut premiera acolo pe 31 octombrie, acea zi nefastă pentru noi toți, iar după premieră eram toți foarte bucuroși că a ieșit bine, că spectacolul a fost primit foarte bine acolo în Germania, iar când am ajuns acasă, toată lumea a deschis telefoanele, Facebook-ul și am văzut ce s-a întâmplat. Deci pentru noi a fost un moment de panică, pot să spun, pentru că fiecare dintre noi aveau prieteni care puteau fi acolo. Am început să dăm telefoane, să ne întrebăm, dar ăla poate a fost acolo, a pățit ceva. Apoi a doua zi se vorbea numai despre chestia asta. Încercam să ne calmăm și să ne încurajăm, pentru că a doua zi aveam un alt spectacol. A fost așa o chestie foarte ciudată, pentru că și spectatorii care au venit, români fiind, erau și ei în aceeași situație și erau foarte agitați. Dar una peste alta vreau să spun că acum, când mă duc, de exemplu, am fost la cinema, da? Mă duc într-o sală, sunt foarte atentă și am o chestie de asta, mă uit, au stingătoare, ieșiri câte sunt, două, trei, eram cu Florin la cinema și câte ieșiri sunt pe aici, sunt două sau trei? Băi, calmează-te, păi nu pot să mă calmez. Deci a intrat în mine o frică de asta, de sunt așa cu ochii în patru, știi? Și pentru cei care te cunosc, știm că nu ești chiar cea mai precaută persoană, da? Sau care să aibă grijă, da, așa că câte ieșiri. Da, nici de căteluși nu se sperie, da, zic. Da, nu, dar chiar da, acum nu, chiar nu e nicio... Am așa o chestie care... De-a fi o reacție normală. Nu știu când o să-mi treacă și vorba Mihaelei, noi chiar am jucat în spații. Dar de genul ăsta. Da, aici în România, la Berlin, în ce spațiu ați jucat Homo Sapiens? Nu, la Berlin a fost cazul. A fost într-o sală de teatru, ok, adică nu, dar vorbesc de România. Aici chiar am jucat în spații mai neconvenționale și atunci nu ne gândeam. Am avut spectacolul nostru, da, Gagio Dildo. Chiar a fost jucat în foarte multe cluburi. Și vezi că nu te gândești. Abia după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în Colectiv, ne punem semne de întrebare, ne e frică, ne panicăm și ne uităm câte ieșiri există într-un astfel de spațiu. Eu mă întreb de ce oare în Berlin, de exemplu, se poate să joci într-un spațiu asigurat și să nu se întâmple, să nu fie probleme, și la noi nu se poate. Pentru că unii pot și alții nu. Da, corect, răspuns corect, de 10 puncte. Poate da. Fiindcă până acum, cum spunea Zita, nimeni nu se întreba sau ziceai, da, și tu, cred Mihaela, sau poate nu, pentru că n-au luat măsurile asigură de la început, da, care se cuvin. Da, ține și tu anumite la microfon.
de mentalitate. Dar și a noastră, adică nu neapărat doar a celor care trebuie să facă, adică cine are clubul, da, patronul trebuie să se gândească, și a noastră ca persoane, da, adică tu te duci într-un club, da, cum a fost cel de la Colectiv, poate pe undeva e normal să nu stai să te gândești, mă, dar... Aici da, nu cred că își pune nimeni problema, adică nu își pune dacă nimeni, dar n-ar trebui să nu își pună problema. Uite, eu acum îmi pun problema, de exemplu. Eu nu o să mai fiu, nu știu dacă o să mai fiu 100% atât de sigură să mă duc într-un club fără să stau să, nu știu, să văd ce, câte ieșire are, ce se întâmplă, dacă e asigurat sau nu. Adică îmi pun niște întrebări, știi? La Un Ceai cu Rom continuăm discuția cu actorii invitați despre sacrificiile pe care aceștia le fac de dragul artei. Când sunteți pe scenă și cu toții ați fost implicați în spectacole cu miză socială sau cu miză activistă sau care să aducă în față anumite probleme ale societății, când sunteți pe scenă, interpretați un rol, vă știți acolo, treaba este meseria voastră. Când coborâți de pe scenă, duceți mai departe trăirile acelea? Că nu știu, uite, Mihaela spunea că ea este furioasă și aici e unul dintre sentimente. Da, cred că e firesc să le duci mai departe, adică tot ceea ce faci pe scenă e și o parte din tine. Nu e doar așa un personaj de care tu iei distanță, nu, ești și tu acolo cu toată ființa ta și ai o părere despre lucrurile astea. Da, și eu în general sunt furioasă așa pe lucrurile astea și dintr-o fire mai activistă așa și mai... pătimaș, așa, încerc să mă calmez câteodată, dar pentru că lucrez cu astfel de oameni marginali și îi văd și mă impresionează și câteodată sunt afectată și emoțional de lucrurile astea și spun gata, iau o pauză, nu mă mai duc pe vulturilor 50 unde oamenii sunt evacuați și trăiesc de un an de zile în stradă, copii mici, pentru că ajung să mă deprim total și nu mai fac nimic și zic, dar hai să mă protejez. Să facă un artist, pentru că uite, poate pe de o parte să-și facă foarte bine meseria pe scenă și cu asta cumva rolul rând, da, s-a încheiat, da, pentru că face ceea ce trebuie și anume să îi facă pe spectator, nu, să aibă anumite trăiri. Și dincolo de asta, ce ar mai putea să facă? Uite, în contextul tragediei de la Colectiv, ce? Să organizeze spectacole de caritate, să iasă în stradă la proteste, să ce? Ce mai face? Ce poate să facă? Artiștii tot timpul au fost revoluționari, așa, și ideile lor mereu a împins lumea așa puțin mai departe, pentru că, nu știu, noi avem curajul, cred că din actorie vine lucrul ăsta. Exact, de a te expune și câteodată de a risca lucruri. Nu știu ce putem face, putem folosi arta ca instrument de informare, așa, de tot spun mereu că e important ca oamenii să vadă pe scenă un spectacol pe care să-l folosească apoi, și nu numai informativ. Și nu știu. Pe scenă poți să faci multe lucruri, adică tot ceea ce nu poți să faci în viața de zi cu zi, dar poți să te exprimi pe scenă și poți să transmiți mesaje. Uite, de exemplu, spectacolul nostru Romo Sapiens, da, care a avut premiera la Berlin, vorbește despre discriminarea romilor și se spun niște lucruri acolo care poate unii dintre noi nu au curaj să le spună în viața de zi cu zi, da? Este un spectacol de teatru documentar, dar care aduce această temă a discriminării în prim plan și prin spectacolul ăsta am reușit să spunem niște lucruri pe scenele unor teatre, da? Teatru din Heimathafen, teatru din Berlin, teatru din Odeon, de la Odeon, da, am avut și acolo spectacol, Teatrul Național din Târgu Mureș și la Cluj. Adică oamenii au venit și au auzit niște lucruri care se întâmplă. Și au pus după aceea întrebări personale la Berlin, știu că după spectacol le-ați răspuns spectatorilor. Au fost și întrebări personale?
Da, oarecum personale. Oamenii au fost foarte curioși de... noi am fost în acest spectacol trei actori romi. Am fost eu, Alina Șerban și Dragoș Dumitru. Ei pe undeva au fost curioși de implicarea noastră în acest spectacol. Pentru că am fost noi trei actori de etnie rom, au fost doi actori germani și doi actori români. Într-adevăr, implicarea noastră în tema spectacolului a fost foarte mare. A fost esențială, am văzut și esențială, da. Cu atât mai mult cu cât Alina Șerban a și scris la piesa asta și a fost acolo 100%. Bineînțeles și noi. Dar cele două regizoare care au făcut acest spectacol nu au avut atât de multe informații despre ce înseamnă etnia romilor și cum trebuie tratat acest subiect al discriminării. Și atunci noi am venit cu ceea ce știam noi cel mai bine, da? Și cu și asta ceea înseamnă ce am lucrat. Că nici publicul nu are informațiile, nu? Dacă regizoarele exact. Nu aveau acele informații, exact. Publicul cu atât mai puțin. Te rog, Mădălin. Ai punctat foarte bine, cumva mi-ai servit la fileu ceea ce ai zis, pentru că acest autor, Goran Stefanovski, tratează un subiect extraordinar. Zice, domne, am fost la simpozioane și teme pe tema noastră. Și aici fiecare poate să-și asume asta. Și spune, mai este oare multiculturalismul posibil în Balcani? Care este provocarea artistică a diversității culturale? Pentru că, uite, noi vorbim despre faptul că suntem romi. Ok, și ne-am strâns noi romii, am făcut o piesă și am zis, bă, hai să vorbim despre noi. Ăsta este glasul nostru, este prin artist. În proprii noștri termeni și nu cum vor ceilalți. Exact. Pentru că de foarte multe ori, exact, voi știți cel mai bine că voi ați lucrat la acest spectacol. Deci, ceea ce mi-a plăcut și mi-a plăcut cum am lucrat la spectacolul ăsta a fost faptul că în sfârșit vorbim noi despre noi și nu mai vorbesc alții despre noi, știi? Că tot timpul despre romi vorbesc alții. Măi, sunt așa, fac așa, dreg așa, dar nu-mi place aia. Dar aia îmi place, dar dansează într-un... Ei sunt talentat. Bă, dar ce? Adică, frate, lasă-ne... Până la urmă e vorba de noi, dar lasă-ne pe noi să vorbim despre... Adică cum ar fi să vorbesc eu despre Sorin? Cel mai bine știe Sorin să vorbească despre el, da? Te-am auzit vorbind despre Sorin. Sorin, nu mai lucruri bune zică, da. Puțin pe la colțuri. Deci nu m-aș fi așteptat la altceva de la zi. Mihaela, același lucru, da? Cred că e important să ne revendicăm o voce și să ne auzim cât mai mult și cât mai tare. Și asta a fost și ideea festivalului de teatru multietnic din București. Caleido, da. Da, am participat cu trei spectacole. Giuvlipenul, ne putem numi Giuvlipen. Mădălin face mereu mișto de numele ăsta al nostru, dar pentru că care... Nu, susțin această cauză pe cuvânt. E firesc, care ce înseamnă? E firesc pentru că este un cuvânt nou, Giuvlipen. Am vrut să creăm cuvântul feminism în limba romanii și am zis pornim de la Giuvli, care înseamnă femeie, punem sufixul ipen, care e pentru substantive abstracte, tu Sorin poate știi mai bine. Da, eu l-aș fi trimis mai degrabă către feminitate, da? Feminitate, feminism. Asta e în regulă. Până okay. La urmă, cel care inventează un termen îl poate și încărca. Ne-am mai consultat cu o lingvistă și am zis să lăsăm așa, Giuvlipen, chiar dacă e greu de pronunțat. Pentru prima dată în limba romanii. În limba romanii, feminism. Corespondentul cuvântului feminism, da, ar fi Giuvlipen. Nu e Sorin, pentru prima dată așa? Că există Murșipen, există Giuvlipen, adică cuvântul există, da. Doar că Mihaela l-a încărcat cu această conotație, ceea ce este foarte bine. Pentru că este un act cultural și aici sigur, fiecare da. Și poate... Sigur, normal, da. Da. Normal, da. Așa, să-și dar trei spectacole, da? Da, avem trei spectacole în acest festival al diversității, al minorităților din România și suntem bucuroase, eu și Zita și celelalte actrițe rome. De aceea Giuvlipen. Nu, în planul nostru. În planul nostru sunteți și voi, vă vom invita să colaborați cu noi ca să vedeți că feminismul e deschis, își dorește aliați. Da. Bărbați. Păi nu se poate. Altfel nu se poate, clar, decât dacă suntem uniți. Eu aș vrea să văd solidaritate concretă, pentru că m-am săturat de acest termen solidaritate care este folosit așa în gol, am văzut în ultimul timp printre oamenii politici, da, mai ales și nu numai. Și vreau să văd solidaritate concretă și la asta mă refer strict. Ok, suntem solidari cu, că tot auzim și noi minoritatea romă, suntem solidari cu minoritatea romă. Vreau să văd solidaritate concretă, adică să faci ceva pentru mine, să-ți folosești privilegiul ca să faci ceva pentru noi, nu știu. Și asta ce ar însemna, uite...
În contextul accidentului de la colectiv, oamenii au mers să doneze sânge, au strâns alimente, s-au organizat, asta fără să vină cineva din afară să pună lucrurile la punct. Noi, eu alături de trupa mea, de trupa Improvisneland, am susținut un spectacol, iar banii pe care i-am strâns de la spectacol, i-am donat copiilor acelei femei. Maria Ion, da, femeia de etnie romă care a decedat. Și pentru noi asta a fost a fost, ca să zic așa, acea mică picătură pe care am pus-o într-un ocean pentru binele lor. O să pornim și noi o campanie cu Forumul Femeilor Rome din România, asociația a cărei președinte e Ioana Ioniță, o campanie umanitară, pentru că toți se apropie sărbătorile și luna decembrie, așa, luna cadourilor, și atunci o să inițiem, o facem an de an, nu e primul an în care noi facem lucrurile astea, o să strângem hăinuțe, jucării, alimente și o să mergem prin țară și o să le dăm la familiile care au nevoie. Eu aș vrea să-i rog pe oameni să fie mai buni. Cred că ăsta este în primul rând primul act de solidaritate pe care poți să-l faci, sau primul act de caritate, sau primul faptul că poți să-l privești pe celălalt cu sufletul, cu bunătate. Și de ce spun asta? M-a întristat foarte tare un lucru, că vorbeai de acea femeie, Maria, da, care a murit. Urmăream la un dat o discuție pe Facebook, am da, destui am prieteni, și cineva zicea, la un moment dat era discuția despre Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, că s-a dus acolo și zicea cineva așa, într-un stil foarte ironic, cum să spun, chiar depășea limita ironiei, da, Patriarhul s-a dus la Maria, care e puțin de etnie, în condițiile în care se vorbea despre oameni care muriseră, romi, români și așa mai departe, erau oameni, suflete care prinseseră aripi și au plecat dintre noi. Da, Patriarhul a îngropat-o pe Maria, care e puțin de etnie romă. Și m-a întristat foarte tare. Adică dacă nici în momente din astea nu poți să fii măcar rezervat, nu mai zic să fii chiar sincer în simțirea ta pozitivă față de suferința celuilalt, e destul de dificil. Vă mulțumesc tuturor că ați fost astăzi la un ceai cu rom. S-a terminat! S-a terminat. Ceva de spus! Pe final de data aceasta vă zic, mergeți la teatru, dar nu imediat, rămâneți alături de noi pentru că emisiunea continuă. Păi foaie verde, măr domnesc, mă, păi nume necas că trăiesc, beciu de că îmbătrânesc și nu mai pot să iubesc. Câbi una, câbi două, câbi 49 și din 49 am rămas numai cu două. Că am iubit 101 și-am rămas numai cu una, și-aia face pe nebuna cu parale nu geaba, și-a dracului tot nu o vrea. Le, de, 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 și-a mea, de, de, aia cu păr pe picere. Le, de, 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 și-a mea, de, de, aia cu păr pe picere. Păi și iar verde măr mustos, mă, păi cât am fost pe lumea am fost, am iubit ce-a fost frumos, n-am iubit un lucru prost, i-a plăcut și lui Hristos, i-a plăcut și lui Hristos. Dar acum ce iubesc, am parale să plătesc, am parale să plătesc, n-am cu ce să o mulțumesc. Le, 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 și-a mea, lele, aia cu păr pe picere. Le, 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 și iar lele, mai băgat în boale grele.
femeia îți mai cere, să-i mai faci câte o plăcere. S-a dus tinerețea vere, mai de păcatele mele, alea multe și alea grele, mai de păcatele mele. Greu la deal și greu la vale, când te moi în balamale, când te moi în balamale, de-abia te ții pe picioare. Le, 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 cea mea nene, aia, pupăr pe picere. Mă, băgaș, în boale grele, vai de păcatele mele. Păi câte-n viață le-am iubit, mă, să le strâng aș face un cârf. Aveam una la Constanța, te prindea pește cu plasa, numai caras și biban, și mi-l frigea pe grătar, și mi-l frigea pe grătar. Ia Ioane de mănâncă, ciulama de pui de curcă, și ouă de bibilică, ia de acică mi se strică. Le, 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 și-a mea lele, aia, cu păr pe picere. Le, 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 și-a mea lele, aia, cu păr pe picere. Păi foaie verde ca spanacu, păi femeia-i sură cu dracu, ia copilul desfășat și pleacă cu el în sat. Zice că s-a deocheat, moașe des când tăi ceva, găsi-l arcul carnița și pe tasul asemenea, că mi-a mâncat viața mea. Le, 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 și-a mea lele, aia, cu păr pe picere. M-ai băgat în boale grele, vai de păcatele mele. Și iar verde bobnă aud, mă, am să las cu jurământ, la cin mă băgam pământ, să nu sa pe groapa adânc, să aud mândrele trecând la poarta bisericii, unde trec fetițilii, alea tinerelilii, să le văd picerilii, că mi-a mâncat zililii. Le, 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 și-a mea lele, aia, cu păr pe picere. Le, 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 lelișoară, ochii tăi mă bagă-n boală. Le, 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 și-a mea lele, aia, cu păr pe picere. Aia, cu păr pe picere, m-ai băgat la gângâi grele. Consilier parlamentar și președinta Forumului Femeilor Rome din România, Oana Ioniță are o experiență de mai mult de 10 ani în derularea acțiunilor de sprijin pentru comunitatea romă. Licențiată în relații economice internaționale, Oana Ioniță a urmat și un stagiu de studii în planificarea afacerilor la Universitatea James Madison din Virginia, Statele Unite. Prin Forumul Femeilor Rome, o rețea națională cu peste 500 de membre, a derulat campanii de conștientizare în privința unor fenomene sociale, cum ar fi violența domestică, abandonul maternal sau căsătoriile timpurii. Oana Ioniță este omul săptămânii la Și eu m-am născut în România. La Romul de 10 puteți afla povestea fetiței de 12 ani din județul Botoșan, care are o voce cu totul specială. Teo Elena Ispir va cânta și vă va încânta cu glasul ei inconfundabil.
La Chestiuni Rome veți afla cum o simplă bucată de lemn poate fi transformată într-un instrument muzical. Cele mai îndrăgite melodii lăutărești vor putea fi urmărite doar la noi în emisiune. Ascultați muzică de calitate până aproape de ora prânzului, doar la Și eu m-am născut în România. Dragi prieteni, în continuare vom urmări povestea fetiței de 12 ani din județul Botoșani, care are o voce cu totul specială și care ne va cânta și ne va încânta cu glasul ei inconfundabil. Teo Elena Ispir este astăzi Romul de 10. Părinții sunt întotdeauna mândri de copiii lor, indiferent de cariera pe care aceștia o aleg. Dar cei mai mândri sunt cei care își văd copiii păstrând și ducând mai departe meseria lor. Așa s-a întâmplat și în familia Ispir din Botoșani, familie în care tatăl lăutar cu renume în oraș și mama, cu 12 ani de cântat în cor, și-au văzut fiica de numai 3 anișori cântând. Dar peste tot, tot timpul, în baie, când își făcea și temele sau desena, colora, ea cânta tot timpul. Și doamnele educatoare m-au sfătuit să o dau la o școală de muzică. Și am înscris-o la liceul de muzică, unde face și pianul și canto. Am început orele de pian din clasa 1 la liceul de artă Ștefan Lucian și mi-a plăcut foarte mult. Apoi, cu timpul, am început să practic mai bine acest instrument și am început să merg și la concursuri care se organizau în școală și în afara școlii, la fel și olimpiadele. Din acel moment au început munca și sacrificiile de ambele părți. Teona sacrifică timpul de joacă alături de prieteni pentru zeci de ore de repetiții, iar părinții caută să-i asigure tot ce are nevoie pentru ca să poată participa la concursuri. Și asta nu o zi, două, ci ani la rând. Momentele frumoase sunt cele în care Teona se întoarce acasă cu premii. Am început, bineînțeles, ca orice începător, cu premiul 3. Apoi, câte puțin, am ajuns la trofee, premiul 1, medalii. Ce trofee importante așa ai câștigat și ce e aproape de sufletul tău? Trofeele care mi-au ajuns la suflet au fost cele de la Volare, un concurs foarte frumos organizat și care rămâne în suflet. Un concurs Raza de Soare a fost foarte frumos, la fel organizat și un concurs bine pus la punct. La fel și Ghiocelul de Argint. Ce rezultate ai așa la școală? Păi am rezultate foarte bune, între 9 și 10. Și sunt foarte mulți profesori care mă felicită și, bineînțeles, când mai am concursuri sau spectacole, mă mai învoiesc și de la ore. Am fost curios să-i cunoaștem colegele și prietenele de la școală, așa că am dat o fugă până la liceul Ștefan Lucian din Botoșani. Cum este Teona ca prieten? Este foarte sinceră, loială, înțelegătoare, e perfectă. Când ne întâlnim, da, cântăm împreună, dansăm, râdem, dar în cazuri speciale n-am cântat niciodată împreună. Dacă aș descrie-o în două cuvinte, ar fi atentă și foarte silitoare. Este o fată super, super drăguță, amuzantă, ne face pe toți să râdem, la cor, la tot ne face să râdem și deșteaptă. Un copil sociabil, comunicativ, prietenos și prin toate aceste calități a reușit să devină lider de grup, este șeful clasei, ales din toată inima de către copii. Este un copil excepțional și pe plan profesional. Prin diplomele pe care le-a obținut la concursurile la care a participat, prin activitățile care le face în școală, atât pe plan muzical, dar și cele extrașcolare. Este un copil sensibil, talentat, foarte frumos și cu o sclipire de asta care te atrage tot timpul în sensul bun al cuvântului.
Îmi doresc să termine un conservator sau să continue de specialitate ce are de continuat. O văd pe marile scene. La finalul discuției o felicităm pe Teona. Îi promitem că o să o căutăm de fiecare dată când trecem prin Botoșani și că o să rămânem alături de ea din admirație pentru talentul ei și din grijă. Mulțumim Partidei Romilor Pro Europa, care o susține financiar pe Ispir Teo Elena, decontându-i majoritatea cheltuielilor de participare la concursurile naționale și internaționale. Pentru că Teona și-a demonstrat valoarea câștigând numeroase concursuri, o să fim alături de ea și peste câțiva ani, când va urca pe marile scene ale lumii, pentru că este, din fericire, doar o chestiune de timp. Zita, de Baștină, tu ești din Reghin. Deloc, da, sunt din Reghin. Deloc, adică de acolo unde se construiesc instrumente muzicale. Așa e, Sorin. Știi să construiești o vioară? Măi, eu nu știu să construiesc o vioară, dar cunosc pe cineva care face acest lucru foarte, foarte bine. Dragi prieteni, în reportajul următor vom cunoaște, vom afla despre legătura care se creează între lemnul din care e construită vioara, lutier și muzicianul care va interpreta ulterior melodii impresionante la acest instrument special. Așadar, dragi prieteni, urmează chestiuni de la Reghin. Un luthier este cel care realizează, restaurează și repară instrumente muzicale cu coarde. Un luthier celebru este cel care, asemeni lui Stradivarius, a făurit doar 1100 de instrumente de-a lungul vieții sale, din care la peste 600 se poate cânta și în ziua de azi. Celebru ești când meșteri din toată lumea au realizat milioane de copii după operele tale de artă, când muzicienii își doresc să cânte pe un instrument făurit de tine. Și la acest capitol, România are cu ce se mândri. Avem luthieri celebri, care se întrec la concursurile internaționale cu cei mai căutați maestri din lume. Prima mea vioară, când am făcut-o, a venit cineva din Roma, de la Vatican, chiar are intrare la Vatican, a cumpărat vioara. Când am auzit cum sună instrumentul meu. Și eu cânt la vioară, dar e altceva când aud eu și altceva când aud cântând să fie încercat de altcineva. Când am auzit că vioara mea sună și are într-adevăr sunetul care nici n-am crezut de fapt, o tot încercasem un instrument, dar ai o părere. Când vezi că deja au mai și alții, au păreri bune, chiar foarte bune, atunci a devenit un sindrom. A devenit o plăcere care nu pot să-l descriu. Cât timp pe zi vă ocupă această plăcere? Dacă vă spun că de dimineață de la 9 până la noapte la 2 sunt în atelier, mă credeți? Pornim de la dimensiunile astea, pe o parte și pe cealaltă. Dacă intri într-un magazin de instrumente muzicale, îți poți cumpăra o vioară în 10 minute. Unii dintre noi, glumind, au spus deseori, e doar o bucată de lemn, cât poate să dureze să faci o vioară? Dacă ne uităm, trebuie să fie aceeași linie. Iată cum vorbește un creator despre același lemn. Când a crepat lemnul, am simțit de parcă am primit o palmă. Parcă mi-era rușine, măi, de ce n-am avut eu grijă de ea? Dacă faci un instrument, cântă, te unge la suflet, vorba aceea. Deci lemnul este ceva foarte important și cred că cel mai important din toată lumea asta. Vă întrebați cât durează confecționarea ei? Și mai ales, cui este dispus un luthier să-și vândă opera de artă? Vioara asta este începută de 9 ani. Vioara asta, cum o vedeți, este unicat. Încă nu m-am ajuns la final pentru că nu am starea sufletească să o termin. Pentru mine asta face parte din familie. E copilul meu de 9 ani.
practic am totul făcut. Am și cordarul, am și cheile, am și călușul ce trebuie la el. Încă parcă nu-mi place acum culoarea lacului. Încerc să găsesc fel și fel de greșeli ca să nu-l termin. Când o termin, trebuie să o dau. Înțelegeți? Nu știu, o să trebuiască. Până la urmă o să dau, că de fapt el este făcut, conceput ca să cânte cineva la ea. Trebuie să găsesc odată persoana care văd când prinde mână vioara. Are sufletul necesar pentru vioara mea sau o cumpără doar de vânzare? Și atunci nu este de vânzare. O legătură deosebită, care se formează în ani de zile, face ca lemnul să nu fie doar o materie primă. El cere și primește respect, atenție și grijă. Viorile poartă nume, au o viață secretă și un suflet. Cele născute în România au suflet românesc și poartă semne care vorbesc despre noi ca popor. Motivul ăsta este românesc. Gândiți-vă că pe eclisa asta este doar 1 mm și 2 zecimi grosimea lui. Și în ăla este aplicat 0,5 mm motivul ăsta. Motivația asta este din lemn. Asta înseamnă că e o, ca și cum ai potcovi ouă. Este de la sine înțeles că legătura creată între lemnul din care este făcută vioara și meșterul care o făurește va trece și mai departe, adică la muzicianul căruia îi este menit să cânte pe o anumită vioară. Și ați observat că nu am vorbit despre cel care a cumpărat-o. Ca să vă convingem că este vorba despre ceva foarte special, vă aducem aminte de nume mari care au cântat pe viori celebre. Ion Voicu și Alexandru Tomescu pe Stradivarius, Enescu pe Guarnieri, Porumbescu pe Amati. Scrie in silvis viva silui. Asta înseamnă în pădure trăia în tăcere. Este un mesaj, deci lemnul. Lemnul trăia în tăcere, nu avea treabă cu nimeni, ne dădea aerul necesar omenirii. Acum deja am venit de acolo și am ajuns la instrument. Ce este aici, Doamne? Armonie. Am scris canora. Canora însemnând armonie, deci în zona asta, de fapt, aici este armonia instrumentului. Am făcut sus, mijloc, jos, ce să scriu? A venit o idee auzind un cuvânt, chiar și mort. Și am făcut o legătură, chiar și mort cântă. A fost dobărât din pădure, a fost tăiat, deci el nu mai trăiește. Dar chiar și dacă nu trăiește, el cântă. Sunt cercetători care susțin că o parte din lemnul folosit chiar de creatorul Antonio Stradivari este obținut din pădurile carpatine, mai exact de pe lângă mănăstirea Putna. Așa că putem spune că avem chiar toate elementele să putem aspira la perfecțiunea în muzică. Nu dar trebuie ce? Să spun, trebuie să fim atenți, trebuie să urmărim emisiunea cu mare atenție. Păi și ce urmează? Fii atent acolo. Urmează, dragi prieteni, muzică. Zilea Ben Romale. Thank you.
țiganii mei. Și-a trecut de-atunci o lună, veselia mea nebună o găsesc doar printre ei. Au plecat țiganii mei și-a trecut de-atunci o lună, veselia mea nebună o găsesc doar printre ei. Hei, țigani, lăutari, cântăm seara cu vioara. Hai de cântă, 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 să n-am viața prea urâtă. Vin-o-n față și-o vioară, viața-mi pare mai ușoară. Hai de cântă, 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 și de cazul mi-la lungă. Că eu plâng și te ascult, tot mai beau câte un pahar, că n-am unde să mă duc. Cântăm, cântăm, lăutar, că eu plâng și te ascult, tot mai beau câte un pahar, că n-am unde să mă duc. Hei, țigani, lăutari, cântăm seara cu vioara. Haide, cântă, 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 să n-am viața prea urâtă. Vin-o-n față și-o vioară, viața-mi pare mai ușoară. Hai de cântă, 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 și de cazul mi-la lungă. Să stau cu ei la un pahar, le dau și ultimul ban, numai să uit de amar. Vreau o vioară și un țigan, să stau cu ei la un pahar, le dau și ultimul ban, numai să uit de amar. Hei, țigane, lăutari, cântăm seara cu vioara. Hai de cântă, 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 să n-am viața prea urâtă. Vin-o-n față și-o vioară, viața-mi pare mai ușoară. Hai de cântă, 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 și necazul mi-la lungă. Hei, țigane, lăutare, cântăm seara cu vioara. Hai de cântă, 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 să n-am viața prea urâtă. Vin-o-n față și-o vioară, viața-mi pare mai ușoară. Hai de cântă, 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 și necazul mi-la lungă. Hei, țigane, lăutare, cântăm seara cu vioara. Hai de cântă, 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 să n-am viața prea urâtă. Vin față și-o vioară, viața-mi pare mai ușoară.
nu-și recunosc faptele, măi. Toți bărbații sunt la fel, își minte nevestele. Chiar de-i prins cu mâța în traistă, nu-și recunosc faptele, măi. Cine e bărbat cu minte să ridice mâna sus, mă? Thank you.
Florin Sandu. Ei, Zita Moldovan. E bine. Este foarte bine. E extraordinar de bine. Ne-am simțit minunat. Da, să știi că mi-a plăcut de tine. Da, și mie mi-a plăcut de tine foarte mult. Da? Da. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, dar nu am uitat să vă spunem, intrați neapărat pe pagina de Facebook a emisiunii noastre, acolo așteptăm mesaje, opinii și multe, multe... like-uri! Asta înseamnă că toată săptămâna până sâmbăta viitoare putem fi în contact, nu? Da, bineînțeles! Dragi prieteni, până săptămâna viitoare, toate cele bune! Acțiunile de Floresa! Te avem Bahtale Romani! La revedere!